Primele alegeri pentru constituirea camerelor agricole vor fi organizate în termen de maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, emis prin actul normativ menționat, au fost definite atribuțiile Camerei Agricole Naționale și Camerelor Agricole Județene, astfel încât acestea să fie exercitate în concordanță cu statutul lor juridic și dispozițiile legale aplicabile. De asemenea, a fost clarificat modul de organizare al camerelor agricole la nivelul fiecărui județ și au fost identificate în mod explicit categoriile de membri care pot face parte din camerele agricole județene. Măsura a fost luată pentru a îmbunătăți în primul rând organizarea și desfășurarea efectivă a etapelor premergătoare înființării camerelor agricole la nivel județean, precum și deficiențe de ordin normativ care au privit reglementarea statutului, atribuțiilor și a categoriilor de membri ai viitoarelor camere agricole, precizează Ministerul Agriculturii. Camerele agricole județene vor oferi asistență tehnică și consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbției fondurilor europene, vor organiza activități de popularizare și vor oferi asistență tehnică de specialitate prin înființarea de loturi demonstrative, demonstrații practice, târguri, expoziții, festivaluri, seminare, simpozioane, dezbateri și mese rotunde. Camerele agricole vor asigura asistență tehnică de specialitate economică și managerială a persoanelor care desfășoară activități în domeniile agricole și conexe, în aplicarea tehnologiilor agricole moderne și a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităților la nivel de fermă. De asemenea, prin intermediul camerelor agricole se vor realiza activități de formare profesională continuă în domeniul agricol și conexe, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ținând cont de nevoile și oportunitățile existente. Totodată, camerele agricole județene vor colabora cu instituțiile de învățământ și cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic și diseminării rezultatelor cercetării aplicative în agricultură prin elaborarea și distribuirea gratuită de tehnologii de cultură și de creșterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte, model.